Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Ne îndreptăm cu pași rapizi către pauza dintre sărbători, dar până atunci încă avem de lucru în FIFA, iar astăzi avem premiile de la Division Rivals. Înainte să sărim pe premii, lasă te rog un like acestui video, poate și un comentariu și bineînțeles un subscribe dacă n-ai făcut-o până acum. Am fost la limită, să nu am premii pentru acest final de săptămână din Division Rivals. Azi dimineață la ora 8:30 mai aveam 4 victorii de făcut, însă cu voia scriptului am reușit 4 victorii într-o oră și am făcut Division 4 Rank 1, rewards-uri de Rank 1 în Division 4. Hai să vedem ce am reușit să prindem. Ca de obicei, ne ducem pe cele untradeable, sunt mai multe pachetele, sunt mai multe șanse de câștig și asta este tot ce ne interesează. Din această promoție, în schimb, nu mai ne interesează niciun jucător. L-am prins pe Leo, l-am prins pe cel mai bun jucător al promoției. Nu știu ce altceva ar putea să ne pice. Avem 4 pachetele și 2 Prime Gold Player Pack și 2 Rar Mega Pack. Mergem direct pe Rar Mega Pack și avem Phenoms. Cine asta? Kubo. Kubo de la Real Sociedad nu arată rău. Nu este tocmai jucabil și o să vedeți de ce. Dar ok. Dacă ar fi fost și tradeable, poate ar fi fost o chestie mișto, dar așa, hai că e bun de fodder. Și ziceam, nu este baș bun, finishing micuț 82 și shot power foarte slab, nici la crossing nu stă bine, reactions, are agility și balance, nu zic nu, însă strength 56 și sprint speed-ul ăla 84, nu ai ce să dai cât să acopere tot încât să și merite jucătorul. În rest arată bine, 99 acceleration, dacă avea și sprint speed-ul mare, deja nu mai era o problemă, însă n-am pe cine, în locul cui să-l bag, în locul lui Valverde, Marquisio sau Mascherano. Mergem și la primul Prime Gold Player Pack, unde avem nimic, avem pe Jesus Navas, a fost bun în primele 3 zile ale jocului. Mergem și la al doilea Rar Mega Pack. Nu e walkout, e Walker pe care îl mai am, îl am tot untradeable, o să-i dau discard să pot deschide și ultimul pachet, însă o să venim să-l recuperăm, să vedem dacă intră de seară vreun SBC, vedem. Și kitul City, minunat. Și ultimul pachet, Prime Gold Player Pack, el a fost rar Mega Pack. Avem cu walkout. Era greu să fie Cristiano, era greu. Ruben Dias de 88. Ok, deci Kubo, Walker și Ruben Dias din premiile de la Division Rivals. Nu-i rău, chiar bine, chiar decent. Scurt pe acest episod, asta a fost 3 carduri numai bune, până data viitoare vă urez, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Ciao!